Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi, din categoria mărțișoarelor, vă propun această frunză de trifoi, lucrată într-un mod un pic mai deosebit, care, împreună cu o mică buburuză, acest tip de buburuze le găsiți pe site-urile de Facebook sau în magazinele de specialitate, în librării, la mercerie. Deci, vă propun din categoria mărțișoarelor această frunzuliță. După cum puteți vedea, este lucrată un pic mai deosebit, însă pe cât pare de complicată, pe atât este de ușor de realizat. Fiind un canal pentru doamnele începătoare, încerc să vin cu cele mai utile tutoriale pentru dumneavoastră. Și vom porni să facem frunza noastră. Eu voi folosi firul cristal și voi folosi croșetul cu numărul 1. Însă puteți lucra foarte bine și cu croșetul numărul 2, doar că produsul final va fi mult mai mare ca dimensiuni. Am pornit lucrând un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat. Face fir alunecat, care nu vrea să alunece, dar a alunecat acum. După care voi continua lucrând un ochi de lanț și două piciorușe scurte. După ce am realizat cel de-al doilea picioruș scurt, vom face 11 ochiuri de lanț. Deci avem deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Realizate cele 11 ochiuri de lanț, ne vom întoarce în corespondența primului ochi de lanț și vom închide totul cu fir alunecat. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul în felul acesta, iar în interiorul acestui ochi de lanț noi vom lucra un picioruș scurt, firul pe croșet, și vom face două piciorușe dublu reduse, primul și cel de-al doilea. Voi continua cu patru piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu, apoi vom continua lucrând 3 piciorușe dublu înalte. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi face primul picioruș dublu înalt, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, voi continua cu 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe dublu reduse, 1, 2 și 2 piciorușe scurte, 1 și cel de-al doilea. În acest moment vom intra din nou în corespondența, cercului, voi întoarce în felul acesta și voi lucra 1, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt și voi continua cu cele 11 ochiuri de lanț. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voi închide și de data aceasta cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Voi face
unul de lanț, voi întoarce lucrul în felul acesta, voi intra în interior și voi face un piciorul scurt, cele două piciorușe dublu reduse, practic vom repeta ceea ce am lucrat pentru celălalt, pentru cealaltă frunză. Patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe dublu reduse, 1, cel de-al doilea picioruș dublu redus, 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care voi intra din nou în corespondența cercului și voi face din nou 3 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3 și vom continua cu cele 11 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Închidem cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Facem ochiul de lanț, întoarcem lucru și în corespondența ochiurilor de lanț vom lucra exact ceea ce am lucrat pentru aceste două frunzulițe. Lucrată și această frunzuliță, vom coboră în cercul nostru și vom face un picioruș scurt. Astfel am prins și acel capăt de fir. În corespondența ochiului de lanț voi face un picioruș scurt. În următorul picioruș scurt, un picioruș scurt. În acest moment am ajuns în apropierea primei frunze. Voi face 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi închide cu un picioruș scurt în corespondența primului picioruș dublu înalt. Voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și voi închide cu picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi continua cu 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vă amintiți că între petale avem câte 3 piciorușe scurte. Aceste 10 ochiuri de lanț le voi închide în primul picioruș scurt. Voi continua lucrând cel de-al doilea picioruș scurt, cel de-al treilea picioruș scurt și voi repeta cele 10 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pe care le voi închide cu picioruș scurt în corespondența primului picioruș dublu înalt, 4 ochiuri de lanț, 3, 4, pe care le voi închide cu piciorul scurt în corespondența celui de-al treilea piciorul dublu înalt, 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pe care le voi închide cu piciorul scurt în corespondența primului piciorul scurt lucrat
în cercul de bază, cel de-al doilea picioruș scurt, cel de-al treilea și vom continua cu ochiurile de lanț pentru cea de-a treia frunză. Am lucrat ultimile 10 ochiuri de lanț și din corespondența acestei frunze voi închide cu picioruș scurt, corespondența primului picioruș scurt de la bază, voi continua cu cel de-al doilea picioruș scurt, după care voi intra în corespondența primelor 10 ochiuri de lanț și le voi îmbrăca în piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi trece în corespondența spațiului format din cele 4 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, voi forma un picot cu aceste 3 ochiuri de lanț, din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, cu care voi forma cel de-al doilea picot, un picioruș scurt, din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care voi forma cel de-al treilea picot, un picioruș scurt. Nu ne rămâne decât să facem piciorușe scurte în corespondența următoarelor 10 ochiuri de lanț. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici cred că vor încăpea mai multe. Dumneavoastră veți fi atente și veți respecta același număr de piciorușe scurte. După care mă întorc din nou la bază, aici unde sunt piciorușele scurte și voi face primul picioruș scurt, cel de-al doilea și vom repeta, vom îmbrăca și următoarele două frunze exact în modul în care am îmbrăcat aceasta. Eu am terminat de îmbrăcat și celelalte două frunzulițe, voi intra în piciorușul scurt de la bază și voi închide totul cu fir alunecat. Voi scurta firul, voi închide lucrarea, vom ascunde capătul de fir în modul în care acesta să nu se observe, ascundem foarte ușor și cu croșetul și cu acul. Aceasta este la opinia dumneavoastră. După ce am ascuns capătul de fir, voi tăia ceea ce este în plus. Aceasta este frunzulița noastră de trifoi. Așa cum spuneam, pe ea puteți aplica o buburuză sau puteți aplica o floricică, o mărgeluță, o fundiță micuță, ceea ce doriți dumneavoastră. Important este lucrul în sine, aspectul și, bineînțeles, faptul că dumneavoastră puteți realiza în foarte puține minute un mărțișor. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității, să distribuiți și ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru vizualizări, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, la revedere, vă salută Tatiana!